O fundație din Elveția face ceea ce autoritățile gălățene nu au fost în stare până acum. Oferă un nou adăpost pentru câinii comunitari, o problemă pe care orașul nu o poate rezolva din lipsă de spațiu. Noul adăpost oferă patrupedelor 350 de spații de cazare moderne, atât pentru câinii, cât și pentru pisicile fără stăpân. Investiția este rodul unei colaborări între o fundație neguvernamentală din Galați, care a strâns animalele de pe străzi, și una din Elveția, care a investit în construirea unui padoc. Colaborăm cu fundația din Elveția de peste 4 ani de zile. Pur și simplu ne-au identificat, ne-au ales pentru că suntem oameni serioși și oameni care la nivelul Galațiului încercăm de foarte mulți ani să dacă nu să rezolvăm, să ameliorăm cât de cât problema pe care o ridică câinii fără stăpân. We came over to Romania to check out a couple of animal welfare projects and finally in Galați we found what we've been looking for. You really have many, many street dogs and also homeless cats and we really thought this project is perfect to improve. Ceea ce s-a realizat la Galați, bine ar fi să se realizeze peste tot în țara noastră, pentru că într-adevăr problema câinilor comunitari a rămas încă o problemă. Era nevoie față de ce era înainte. Da, e o schimbare mare. Pe raza județului Galați există în momentul de față două adăposturi pentru câinii comunitari care au în total peste 2000 de spații de cazare ocupate în întregime. Planurile elvețenilor prevăd extinderea în viitor a adăpostului pentru animale fără stăpân, asta în contextul în care, spun aceștia, pe străzile Galațiului se găsesc peste 12.000 de maidanezi.